lupul și cei 7 iezi. Într-o zi, mama capră a trebuit să plece de acasă și și-a lăsat cei 7 iezi singuri. Înainte de a pleca, mama își atenționă iezii să nu cumva să lase înăuntru pe lupul cel rău, oricât de mult ar încerca el să-i convingă. Așa că, atunci când lupul bătu la ușă și le spuse iezilor că el este mama lor care s-a întors, iezii nu s-au lăsat păcăliți. Nu e adevărat, tu ești lupul cel rău, au răspuns ei. Mama noastră are vocea subțire și suavă. Lupul nu se dădu bătut. A mâncat miere ca să-și subțieze vocea, dar degeaba. De data aceasta, laba cu blană neagră, cu care le dădu cadourile iezilor, întrădă. Lupul după aceasta se duse la brutar și cu aluatul primit de la el își acoperi laba. De data aceasta, iezii se păcăliră. Au crezut că mama lor s-a întors. Au deschis ușa, iar lupul, într-o clipită, i-a înghițit pe toți. În afară de unul singur care a avut timp să se ascundă în dulap. Aflând cele întâmplate, mama capră s-a gândit că iezii încă mai erau vii în burta lupului și porni de îndată în căutarea lupului. Îl găsi tolănit sub un copac. Lupul cu burta plină a țipise. În burta lui se vedeau ca 6 dâmburi, cele 6 capete ale iezilor. Mama capră tăie cu foarfeca burta lupului și își scoase pe rând toți iezii. În locul lor puse pietre și cusună apoi burta lupului în așa fel că hapsânul de el nu simți nimic. Când s-a sculat și s-a dus la pârâu să bea apă, din cauza pietrelor își pierdui echilibrul, căzu în apă și se înnecă. Cei 7 iezi crescură devenind puternici și le crescură coarne pe măsură pentru a se putea apăra de lup.